Misi Ziu depășește numărul total al populației planetei. Știe, câte mesaje? Imposibil de multe, fiindcă ca în fel câte o mie. Fiindcă populația planetei este destul de mare și luând în considerație cam toți au și calculatoare și telefoane mobile care au acces la internet. Deci asta și este rezultatul. Așa. Mai știați că a durat 13 ani ca televizorul să ajungă la o audiență de 50 de milioane de persoane, iar în cazul internetului a durat doar 4 ani. Vă închipuiți cât a trebuit televizorului ca să devină atât de popular și cât de puțin a trebuit internetul ca să devină încă mai popular? Hai să spui tu. Internetul este mai rapid. Așa, asta tot e o explicație. Pe internet ne găsim mai mult. Pe internet găsim ceea ce merge la televizor. Așa, poți. Pentru că internetul ne oferă mai multe posibilități și modalități de a accesa și a utiliza informația. Hai spui. Eu cred că aceasta, fiindcă televizorul a durat, el de la început era alb negru și apoi a devenit color și sunt mai puține, diferite. Eu vreau să vă mai spun că televizorul, el a fost ca un pionier. Știți ce înseamnă cuvântul? Pionier înseamnă omul care a găsit o nouă țară. Așa, adică el a parcurs o cale mai lungă ca a fost primul. Da. Internetul, adică calculatorul, deja a venit pe pozițiile bine stabilite și a luat de pe etate. Dar televizorul, în vârsta mea, în copilăria mea, când eram eu ca voi, atunci era și el o revoluție a tehnologiilor. Dar acum calculatorul a devenit și iPhone-urile, inovanile, a devenit televizorul. Eu cred că internetul, adică a fost atât de popular în 4 ani, deoarece majoritatea oamenilor știu cum se fac banii electronici. Așa, eu deja am mâini generale, v-am spus. Nu cred că televizorul este o sursă care permite să privești anumite canale, nu poți fi mai multe care se prezinte, iar internetul este nevăcine. O, ce bine, tot e idee. Hai să fie tu. Și tot este un, să zicem, ce e YouTube? Apropo, când merge vorba despre YouTube și eu cam l-am trecut cu degeaba. Vi se permite, fete, și apoi vrei din ce l-am spus informația. Tot e un site de soție, unde ce se face în și voi dam deja completați de colegă. Eu cred că internetul este mai multe informații decât la televizor și internetul se accesează mai repede ca canalele. Decât să aștepți diferite filme la televizor, poți să-l accesezi deodată la internet. Asta e o prioritate, adică ca calculator la internetul, față de televizor. Bine, aici sunteți, hai spui și tu. Spune ce dorești, ce-ți admiți în cap acum, aici e toată la tine. Cred că YouTube este un site de socializare unde fiecare om poate să descarce video care îi place. Cred corect. Bine.